O oră de muzică clasică relaxantă și înălțătoare. Aceasta a fost oferta Bisericii Evanghelice din Reghin în primul concert de orgă susținut în această vară. Miercuri 4 iunie a fost prezent la Reghin organistul brașovean Cristian Paul. Este un program destul de eclectic, de la muzică renascentistă, de Sweling, Johann Sebastian Bach, Buxtehude și puțină muzică romantică, Johannes Brahms și Mendelssohn Bartholdy. Invitația de a concerta la Reghin a fost lansată încă de anul trecut, când artistul a acompaniat aici un quartet baroc. Propunerea l-a încântat. M-am bucurat. Eu de mult mi-am dorit să vin la Reghin, cumva, nu știu, noi la biserică, e o grafică cu biserica din Reghin și tot timpul eram curios cum este, că arăta foarte frumos. Cristian Paul are 38 de ani și a studiat pianul la Liceul de Muzică din Brașov. Încă de la această vârstă a participat cu succes la concursurile de interpretare. În anul 1995 a început studiul orgii, tot în Brașov. A învățat ulterior și în Elveția, unde a fost și organist titular. Se declară încântat de faptul că în România publicul acestui gen de concert este mai numeros decât în alte părți. În mod paradoxal, avem un public mai bun în România decât în străinătate. Deci, sunt concerte în străinătate cu bugete foarte mari și cu biserici pe jumătate goale sau pline, depinde cum vrea să vadă fiecare. Pe când, de exemplu, la Biserica Neagră, cred că anul trecut a fost, dacă nu mă înșel, o medie de 300 de oameni pe concert, asta în condițiile în care au fost peste 30 de concerte. Deci putem să fim foarte mulțumiți și în Brașov e o creștere, sper, ca și aici. Seria concertelor de orgă, găzduite de Biserica Evanghelică Reghineană, va continua miercuri, 18 iunie, de la ora 18, cu un spectacol rar întâlnit, concert la patru mâini, susținut de Dan Racovianu și Fernanda Romila din București.